Salut, camarazi! Bună ziua! Astăzi m-am sculat mai de dimineață, am dormit cu grijă. Am fost la casa de pensii, știi, poate scot și o pensie. Nu se poate, trebuie să ai 15 ani de muncă. 15 ani de muncă, altfel nu-ți face. Așa e legea. Toate licheele au pensii speciale, salarii speciale. Eu n-am voie să am, știi, eu sunt paria. Toți aceia care n-au făcut nimic la Revoluție și pe vremea lui Ceaușescu, toți s-au aranjat cu pensii speciale, pensii de, eu știu, de revoluționar la televizor și așa mai departe, dar mergem mai departe, trebuie să mă duc la serviciu social, știi, sau să fac o cerere online, să vedem ce îmi răspunde și să iau așa pas cu pas, dacă nu trebuie să mă duc să fac greva foamei în fața primăriei numărul 3, sectorului 3, până mi se dă un ajutor social. Și vreau și retro de urmă, pentru că în țara asta s-au furat 1.500 de miliarde banii noștri, averea noastră, bunurile făcute de noi, de părinții noștri, de copiii noștri. Și lichelele o duc bine și au făcut 7 iahturi, 5 vile, 20 de mașini. Și când te duci pe la social și pe la pensii, n-au bani pentru amărâții care au făcut toate astea, care au muncit și au gălădit România, nu există nimica, numai pentru hoți există de toate. Așa, deci am fost și eu, am trecut pe la piață când m-am întors, că s-a făcuse aproape 11, mi-am luat și eu o jumătate de căpățână de pește mare și două căpățâni de pește mai micuțe. Dar și alea costă bani. Înțelege, nimica nu e pe degeaba. Numai în copilărie am mâncat pește pe degeaba, dându-ne. Acum trebuie să-l plătesc. Deci mi-am luat o jumătate de căpățână mare, două mai micuțe așa, și mi-am făcut o ciorbică. Am luat și niște legume și mi-am făcut o ciorbică de pește. E pe foc deja, că mi-era foame rău și o femeie de la țară, de la am uitat cum îi zice, până din județul Giurgiu, Grădiștea, de la Grădiștea, din județul, sau grădinari din județul Giurgiu, mi-a adus un kilogram de cârnați de aia de casă, din porcul ăla care am mâncat de sărbători, când am cumpărat căpățâna aia de porc, mi-a adus un kilogram de cârnați de casă, nu vă mai zic, la meserie, te lingi pădește. Am mâncat doi la repezeară, așa i-am contopit. Restul am băgat la frigider, că programasem să fac o fasolică asta, știi? Că știam că mi-aduce femeia cârnați. Și am amânat-o pe mâine fasolica. Mănânc ciorbă de pește și fac mâine fasolică cu vreo 2-3 cârnăciori. Ia și mănânc și-o după pofta inimii. Mai am legume, mi-am luat ceapă, mi-am luat conopidă, care e slăbiciunea mea, păstârnac, țelină, știi, deci morcovi. Îmi ajunge să fac și mâine o fasolică cu 2-3 cârnăciori în ea. Mă cârpesc și eu, așa ca să nu mă rup. Deci mâine am alte drumuri, dar poimine mă duc ori la serviciu social, ori îi dau acum mesaj lui îngerul meu păzitor să-mi facă el o cerere electronică la Serviciul Social Sectorul 3, să vedem ce zic ei acolo. Poate scot un ajutor social, eu știu, 4-5 milioane ar fi nemaipomenit și dacă e mai mult și mai bine, dar și 4-5 mă ajută, că nu sunt în poziția să dau cu piciorul la 4-5 milioane, știi? Asta e, mergem înainte, vă filmez, trebuie să mai dau o fugă până la bancă, să mai rezolv ceva și după aia diseară o să facem live. Aseară n-am mai făcut, m-am relaxat și eu nițel, am făcut o băiță, mai aveam un păhărel de bere, m-am uitat și eu la meciul lui FCSB cu Farul și am băut un păhărel de bere, dar e artizanală.
mergem înainte, că asta e viața, n-avem ce face. Mai tușesc un pic, mă simt un pic mai bine, mai mi-a trecut guturaiul. Mai tușesc un pic, dar am pus două sticle cu apă plată și una e în frigider și una o scos și o pun pe birou aici, ca să stea mai caldă, știți, ca să nu mai beau apă rece, că nu e bună și de-aia tușesc. Sper că și voi sunteți bine, sunteți sănătoși și copiii voștri și cei dragi. Vă urez tot binele din lume, văd că pe strada mea e și soarele. Așa, bate un pic de vânt, dar e călduț. Vă doresc tot binele din lume, să aveți o zi minunată, ne auzim mai târziu și diseară suntem pe live. Vă pup cu drag și rămânem precum catarii, umăr la umăr, pe drumul vieții. Pa, camarazi!